Consilierul personal al premierului Emil Boc a fost implicat aseară într-un accident de circulație în județul Cluj. Paul Peter se îndrepta spre casă pe drumul Turda, Cluj, când o mașină a intrat pe sensul lui de mers și a lovit autoturismul în plin. Din fericire, atât șoferii cât și pasagerii s-au ales doar cu câteva răni ușoare. Nu știu, și eu speria că acum am venit, e copilul meu, nu știu, eu acum am venit, doamnă, nu știu. Paul Peter mergea împreună cu prietena lui acasă la părinți să petreacă Crăciunul. Îngrijorat, tatălui a sosit într-un suflet la locul accidentului, imediat cum a primit un telefon care l-a anunțat că mașina fiului său a fost implicată într-un accident. E bine, acum am vorbit cu el, e bine. Erau toți în salvare. Impactul a avut loc pe drumul european 60, în dreptul localității Vâlcele. Mașina de teren a consilierului circula regulamentar. Șoferul unui Ford a pierdut însă controlul volanului și a intrat brusc pe contrasens. Uitul rămâne. Și au început să urlecuine. A intrat pe contrasens și a izbit frontal jeepul. În timpul manevrei, mașina a mai acroșat și un taximetru. Din primele cercetări la fața locului, conducătorul autoturismului marca Ford se pare că a pătruns pe sensul opus de circulație, unde a intrat în impact frontal cu autoturismul marca BMW, acroșând și autoturismul marca Opel. Localnicii din zona au fost primii care le-au sărit oamenilor în ajutor. Șoferul care a provocat accidentul mai avea în mașină încă doi pasageri. M-am dus repede acolo, am luat repede bornele jos de la mașină, că făceați cu circuit. Și am ridicat să scot pe omul și cu, împreună cu încă două femei și n-am spus să faci lucruri deoparte, ca să, dacă să nu se prinde mașina asta. Au fost aduse trei victime din accident rutier, toate trei sunt stabile hemodinamic, sunt conștient, nu are leziuni de tip fractură și va merge la domiciliu cu indicații terapeutice. După câteva analize, Paul Peter și prietena lui au fost lăsați să plece acasă. Celălalt șofer și una dintre pasagerele sale își vor petrece însă sărbătorile în spital. Paul Peter a devenit în 2004 angajat al primăriei Cluj-Napoca. Principala sa atribuție fiind cea de secretar personal al primarului Emil Boc. În 2009, după ce Boc a devenit prim-ministru, tânărul a fost angajat la Palatul Victoria, pe post de consilier personal. Tot de atunci ocupă și funcția de consilier local în Cluj-Napoca.